În alt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit ieri slujba de târnosire a Bisericii Schitului, acoperământul Maicii Domnului, din localitatea Mestecăniș, județul Suceava. În alt preasfinția sa a sfințit exteriorul Sfântului Lăcaș prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin binecuvântare cu apă sfințită. A târnosit masa Sfântului Altar și a sfințit catapeteasma. La final, părintele ieromonah Valerian Ene a fost irotesit protosinghel, iar Ștefan Holicov, principalul ctitor al așezământului monahal, a primit ordinul Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Veniți la aproximativ 1000 de metri altitudine pentru a se bucura de binecuvântarea arhierească, credincioșii prezenți la slujbă au avut ocazia de a trece prin Sfântul Altar. Schitul de călugări, situat în localitatea Mestecăniș, comuna Iacobeni, se află sub ascultarea mănăstirii Putna și are în prezent doi monahi. Construirea lăcașului de cult a început în anul 2016.